Cartea dorințelor de Gerard Leleu. Alterarea dorinței. Cauze, remedii. Capitolul 5. Dorința și teama. Principalul obstacol în calea plăcerii sexuale este teama, sub toate formele ei. Teama de a fi rănit psihologic sau afectiv, teama de a comite o greșeală, de a fi luat peste picior. Teama de a părea urât, ridicol, nepriceput, indezirabil, toate ideile neplăcute pe care fiecare om și le poate face despre sine însuși. Teama blochează dorința printr-un fenomen psihologic, inhibiția, dar și fiziologia participă în mod egal la acest blocaj. Teama, care este un stres, provoacă o descărcare de adrenalină, ori această substanță, determinând vasoconstrucția în sfera sexuală, se opune vasodilatației, care determină excitația. Teama de păcat. După cum am văzut, încă din primele secole de după Hristos, anumiți prozeliți, deformând mesajul mesianic, au introdus în religia creștină o ură teribilă față de sexualitate și față de femeie. Dragostea carnală, pretindeau ei, este un păcat și astfel, de 2 milenii încoace, Occidentul se simte vinovat, că dorește și are orgasm. Firește, în familiile credincioase, această interpretare face cele mai multe ravagii, dar și ateii, în sufletul lor, sunt frământați de aceleași prejudecăți. Iar toți cei care au autoritatea asupra copiilor, părinți, preoți, profesori, le cenzurează sexualitatea. Atitudinea adoptată poate fi pur și simplu tăcerea. Nu se vorbește despre sexualitate. Nu se oferă nicio informație, nu este tolerată niciun fel de abordare a subiectului. Însă, atitudinea cea mai des întâlnită constă în enunțarea interdicțiilor. Ferește-te să faci orice ar avea vreo legătură cu sexualitatea. Prin să faci, se înțelege să visezi, să dorești, să vorbești, să te dezbraci, să privești, să atingi, să mângâi, să te masturbezi sau să masturbezi, să nu mai vorbim de a face dragoste propriu-zis. Toate acestea sunt păcate. Se mai spune că nu este frumos, ba chiar e urât, până la a provoca dezgust sau că nu e bine și e rău, se subînțelege că pentru sănătate, până la a provoca neliniște. Dacă un copil sau un adolescent trece dincolo de interdicție, reacția nu întârzie. Admonestare, amenințări, pedepse, privarea de la unele lucruri, îndepărtarea, lovirea, etc. Totuși, ceea ce îi marchează cel mai puternic pe copii este să fie făcuți de râs față de străini, să fie lipsiți de dragostea părinților. Mama nu o să te mai iubească, ori de a lui Dumnezeu. O să-l faci să plângă pe micuțul Iisus, care nu o să te mai iubească. Toate aceste sancțiuni, nu numai că schimbă serios hotărârea de a trece peste interdicții, dar o și întăresc. Pe termen lung, copilul interiorizează aceste tabuuri, apropiindu-și-le. Astfel, se instalează în conștiință sau, mai precis, în inconștient, o instanță pe care unii o numesc critică interioară, iar psihanaliștii supraeu, și care, pe tot parcursul vieții, va repeta somațiile părintești. Orgasmul este un lucru rău. E urât să te uiți. Masturbarea e o mizerie. Ești un vicios. Nu ai voie să te porți ca un destrăbălat. Ești o curvă, etc. Rapid, acest dresaj își atinge obiectivele. Natura copilului este profund modificată, sexualitatea îi este înfrânată, dorința redusă, dacă nu chiar inhibată, sexualitatea atenuată, dacă nu chiar anesteziată. Este posibil ca, atunci când vine vremea descoperirii sexualității în doi, exaltarea simțurilor și impetuozitatea sentimentelor să opună individul propriei instanțe interioare și să îl facă să măture tabuurile. Cu toate acestea, nimic nu este câștigat, nici pentru totdeauna, nici pentru întreaga lume. După câteva luni sau câțiva ani de coabitare, putem asista la a doua moarte a dorinței. În favoarea decepției sau a conflictelor care fac țăndări visele, prin intermediul rutinei care demistifică ființele, beția începuturilor se evaporează puțin câte puțin, iar criticul care tropăie mărunțel
în străfundurile inconștientului, își revine și reia invectivele cu și mai multă putere. Pentru indivizii mai puțin siguri pe ei și oarecum complexați, spaima de dorință și de plăcere, vechile repulsii și blocajele arhaice se pot resuscita. Sunt unii care, numai simțind, parcă în ciuda lor, plăcutele frisoane erotice, sunt cuprinși de angoasă și încearcă să evite actul sexual, atunci când acesta își anunță apropierea. Dacă este prea târziu, nu le mai rămân drept scăpare decât gândurile parazite care, în conștiința lor, înlocuiesc realitatea, niște bani pierduți, mașina de reparat, facturile de plătit, etc. Exorcizarea fricii. În primul rând, trebuie să ne spunem și să ne convingem că plăcerea nu este un păcat. Dumnezeu ne-a prevăzut cu organe sexuale elaborate, în care a inclus și modalitățile de a obține plăcerea. Este ceea ce confirmă și Abelard, a cărui credință nu poate fi pusă la îndoială. Nu avem dreptul să socotim păcat plăcerea naturală și nici să vorbim despre greșeală când cineva se bucură de o plăcere pe care nu se poate împiedica să o resimtă, fiindcă, încă din prima zi a creației, pe când omul trăia fără de păcat în paradis, raportul conjugal și degustarea felurilor încântătoare au fost întotdeauna însoțite cu necesitate de senzații agreabile. Dumnezeu însuși a creat astfel natura. Fricile oedipiene. Conform lui Freud, micul mascul nu doar își iubește mama, dar o și dorește. În același timp, acest lucru îi este interzis, fiindcă mama aparține tatălui. Dacă ar încălca legea, tatăl l-ar pedepsi în modul cel mai aspru, l-ar castra. Așadar, dorința față de mamă este pictată în culorile spaimei. Copilul va încerca să își refuleze dorința, dar aceasta se va manifesta continuu. Abia pe la 7 ani, complexul lui Oedip va fi lichidat, ceea ce nu va împiedica bărbatul ca, mai târziu, să aibă cu femeile unele probleme generate de acest complex. El va avea tendința de a considera orice femeie un substitut matern și va proiecta asupra oricărei femei imaginea mamei, care, evident, era blândă și sfântă. Însă, dorința față de mamă, resimțită în copilărie, îi poate apărea, într-o anumită măsură, și ca incestuoasă. Iată de ce anumiți bărbați, prea atașați de mama lor, sunt cuprinși de angoasă în momentul în care cunosc o altă femeie. Și fetițele își iubesc și își doresc tații. Și lor, asemenea dorință le este interzisă, ceea ce nu le oprește să declare până pe la 7 ani că se vor mărita cu ei. La această vârstă, complexul Electrei este și el lichidat, iar fetița renunță la tată și începe să se apropie de mamă. Totuși, se întâmplă să păstreze ascunsă atracția față de tată, combinată cu sentimentul vinovăției, mai ales când se află în preajma lui. În acest caz, va alege mai mult sau mai puțin conștientă bărbați care se semene într-o oarecare măsură tatălui, măcar câteva trăsături sau câteva ticuri. Când se va mărita și mai ales când va avea copii, se va acomoda mai ușor relații de tip tati-mami, iar asimilarea soțului ca substitut al tatălui se va putea preciza. Vechiul sentiment de vinovăție a face dragoste cu tatăl se va reactualiza și va risca să îi înhibe dorința. Ce este de făcut? Atunci când complexele lui Oedip și al Electrei au drept consecință tulburări ale dorinței, este necesară psihoterapia. Pentru bărbați, scopul ei este de a pune lucrurile în ordine. Dragostea pentru mamă rămâne exclusiv la nivelul afectiv. Dragostea pentru femeie este extrasă integral din zona dragostei pentru mamă. Pentru femei, scopul este simetric de a disocia dragostea pentru bărbat de aceea pentru tată. A priori, psihanaliza pare terapia cea mai indicată, căci suntem aici în plină mitologie freudiană. Însă, este întotdeauna vorba despre un drum foarte lung. Tehnici psihoterapeutice mai moderne, precum psihosinteza sau analiza tranzacțională, asigură o derulare mai rapidă a procesului.
Eliberați de amalgamul apărut în copilărie, indivizii își vor regăsi claritatea și forța dorinței. Pentru fete și, drept consecință, pentru femei, educația represivă poate antrena un anumit dezgust față de sexualitate. Însă, dezgustul profund se datorează mai degrabă transformărilor sexuale, cărora le-au fost victimă. Evenimentele șocante și mai ales traumele sexuale care survin în copilărie, întâlniri cu exhibiționiști, săruturi cu deasila sau atingeri mai mult sau mai puțin forțate de către un tată alcoolic, un bunic deșanțat, un vecin obsedat, etc., lasă urme de neșters. Cele mai rele sunt similiviolurile, raporturile incestuoase cu unul dintre membrii familiei. Ceea ce mărește drama este faptul că evenimentul a fost trăit sub imperiul ambivalenței. Pe de o parte, au fost resimțite emoții penibile, precum rușinea, umilirea, teroarea, pe de alta, emoții agreabile sau excitante, ca tanderețea sau plăcerea. Cele care s-au simțit excitate sunt și cele mai perturbate. Se consideră vinovate și nu și-o pot ierta, devenind dezgustate de ele însele. Cu anii, femeile consideră afacerea clasată, dar amintirea rămâne vie și repercursiunile grave. Una dintre acestea este neîncrederea, teama față de bărbați care nu sunt stabili. Este mai bine să nu ai încredere în ei și să te ferești de orice nouă apropiere de natură sexuală. Pentru aceasta, femeile hotărăsc să nu mai fie dezirabile și se străduie să se urâțească, neglijându-și aspectul exterior și îngrășându-se. Cu toate acestea, dacă apare o legătură cu un bărbat și se profilează în consecință cu o nouă relație sexuală, pericolul vine mai repede din ceea ce ele ar putea simți. Drept pentru care, își vor anestezia zonele erogene și își vor renega excitația și orgasmul. Pentru alte femei, traumatismul a fost produs de primele relații sexuale. Partenerul neîndemânatic, speriat, egoist sau brutal, pentru a nu spune bestial, nu numai că nu a știut să trezească nici cea mai mică plăcere, dar a și adăugat unele dureri. Totuși, ceea ce a degustat-o profund a fost lipsa de atenție și de tandrețe a bărbatului și modul lui de a o trata ca pe un simplu obiect. Sexul este murdar când nu ești iubită așa cum ai vrea. După botezul sexual ratat și după încă vreo câteva întâlniri nimic nu mai reușește, femeia nesatisfăcută și îndurerată nu va mai putea decât să își hrănească angoasa și repulsia față de dorință, de actul sexual în general și de bărbați în totalitatea lor. Astfel se pot instala adevărate fobii. Cum să gustăm din nou bucuria sexualității? Cu titlul preventiv, trebuie să incitați părinții și educatorii să ofere o viziune mai senină și mai frumoasă sexualității. Pe de altă parte, bărbații trebuie implorați să abordeze tinerele neinițiate cu tot atâta tandrețe și atenție câtă dorință. Simțindu-se în siguranță, femeia iubită va putea trece peste aprehensiune, peste dezgust și puțin câte puțin va putea ajunge să guste erotismul. Bărbații au o mare responsabilitate în ceea ce privește primele experiențe ale femeii. Ca tratament, în cazurile în care traumatismele sexuale au lăsat urme profunde, nevroze de angoasă, fobia sexualității, dezgust față de propriile organe sexuale, etc., este necesară psihoterapia. Bărbatul și organele sexuale feminine. Dintotdeauna, sexul femeii a inspirat bărbatului o teamă profundă, fascinându-l în același timp. O arată ceea ce știm despre viața preistorică, o demonstrează istoria diferitelor civilizații. Cât de impresionant este acest orificiu din care apare viața, dincolo de care se deschide lumea misterioasă a pântecului. El însuși, clocotind de viață, te siderează fanta aceasta prin care copilul iese plin de sânge și țipând. Numai gândindu-se că pe acolo a ieșit copilul, că și el, da, chiar și el, tot pe acolo a sosit,
îl umple pe bărbat și de admirație și de teamă. Cât de impresionantă este această scobitură a femeii, compusă din mai multe scobituri, a vulvei, a vaginului, a uterului, scobituri secrete, sedii ale unei misterioase alchimii, în care lumina nu poate ajunge, ermetice față de orice logică, scobituri insodabile în care dorința femeii se dovedește, o forță care aspiră totul și deci spațiu al tuturor nălucirilor masculine, abis umed, plin de mirosuri marine, nu este oare sexul feminin asemănător mării? Și, ca și marea, sexul femeii fascinează bărbatul, îl atrage și îl înspăimântă. Nu riscă oare bărbatul să fie înghițit de un asemenea sex? Cu sexul lui dispărut în profunzimile femeii, cu trupul scufundat în brațele ei, cu spiritul cuprins de amețeală, bărbatul ajunge să se teamă că se va prăbuși în acest abis marin fără de întoarcere. Oare, în profunzimile vaginului, nu ar fi fiind ceva grote marine prin care se ascund animalele feroce? Pești să fie, șerpi să fie, dar și cavitatea aceasta nu o fi fiind chiar ea botul cine știe a cărui animal? Bot ai cărui colți, vagina dentală, ar putea mușca, ar putea tăia penisul, ba chiar ar putea înghiți bărbatul cu totul? Alt motiv de teroare pentru bărbat, părul pubian. Mulți l-au considerat malefic. Vederea lui, de rău augur, poate atrage mari nenorociri. Astfel se credea de către egiptenii antici și de către unele populații africane. Grecii, a căror misoginie era recunoscută, vedeau în această pilozitate sălbatică un semn de barbarie, o urmă de animalitate care întărea emanațiile sexuale. Pentru a discredita acest loc, sfinții părinți ai bisericii aduceau ca argument mirosurile degajate. Nu amintea oare Sfântul Augustin cu un cinism răutăcios că locul pe care am venit în lume se află la intersecția organelor prin care eliminăm rezidurile? Însă, ceea ce sperie mai tare masculul este sângele menstrual. Unii vedeau în aceasta o dovadă a apartenenței femeii la forțele primare. Astfel spus, demonstrația animalității ei, că toate mamiferele femele și cea umană sângerează periodic, inevitabil. Prea legată de propriul corp, de natură și de materie, femeia nu poate ști cum să se înalțe spiritual. Alte fantasme masculine explică proveniența sângelui menstrual printr-un penis mușcat de vagin cu dinți, vagina dentară. În sfârșit, alții, văzând cum curge sângele, s-au gândit că tot astfel se scurge și viața și, interiorizând această amenințare a morții, iată în plină angoasă. Ce se întâmplă în ziua de azi? Deși evoluați, sexul femeii le inspiră bărbaților tot atâta neliniște. Fantasmele și reacțiile lor nu sunt deloc diferite de cele ale omului primitiv. Întrebați-i pe psihiatri și pe toți ceilalți depozitari ai confesiunilor masculine. Ba, de ceva timp, o spaimă suplimentară s-a adăugat celor clasice. Groaza de microbi produsă de maladiile cu transmitere sexuală și mai ales de sida. Oricare ar fi cauza, teama bărbatului de sexul feminin pune obstacole în calea dorinței și perturbă viața sexuală. O floare admirabilă. Pentru a elimina spaimele stupide, viziunea asupra sexului feminin trebuie elevată pe plan estetic. Este o admirabilă floare, pe plan afectiv. Este locul extraordinar al unirii dintre bărbat și femeie, pe plan spiritual. Este fabuloasa intersecție a vieților și trambulina unei stări de conștiință de cel mai înalt nivel. Astfel spus, trebuie redate sexului femeii și frumusețea și sacralitatea. Aici știința poate juca un rol salvator, ajutându-ne să ne eliberăm de ideile arhaice și de fantasmele dăunătoare care înconjoară sexualitatea feminină. Știința ne poate învăța perfect anatomia organelor genitale feminine și ne poate permite să înțelegem funcționalitatea lor,
ovulație, menstruație, concepție, naștere, etc. Sexualitatea feminină nu are nimic otrăvitor sau misterios. Atenție totuși, prea marea demistificare riscă banalizarea. A reduce sexualitatea la o simplă funcție, adică la niște fenomene mecanice și chimice, înseamnă a o salva din ghearele ignoranței pentru a o oferi pornografiei. De la desacralizare la sacrilegiu nu este decât un pas. Relația sexuală și maternitatea rămân fenomene admirabile, fabuloase și, în sine, sexul feminin este un spațiu al splendorii. Sunt 1000 de motive pentru a adora sexul femeii. Aceste dovezi de civilizație au fost înțelese de către popoarele Orientului. Nimic nu este mai frumos decât descrierile din tratatele asupra eroticii din China antică. Ele se constituie în minunate pagini de poezie ale omenirii. Să cităm din Sun Qing sau Manualul Fetei Nevinovate, primul manual de erotism apărut cu 2 veacuri înainte de Hristos și reeditat încă 2 milenii de-a rândul, în diferite variante și cu adnotări. Dar și Yu Fang Miyu sau Secretele Camerei din Iad, fără a uita nici Ars Armonia a maestrului Tong Huan și nici Tao To King sau Cartea Căii Supreme, lucrare aparținând fondatorului taoismului. Imaginația, lăsată în voia vântului, debordează de metafore fantastice. Îmbrățișările sunt jocuri ale norilor și ale ploii, trupurile unite, o luptă în care se desfășoară stindardele și se bat tobele, introducerea penisului, alunecarea dragonului negru în marea adâncă. Imageria împrumută elemente ale naturii, căci dragostea participă la fenomenele naturale. Nu este nicio diferență între ploaia care udă câmpurile și sămânța care fecundează femeia. Secrețiile femeii sunt numite nori sau ploaie. Numele organelor ei intime evocă florile. Inima florii, camera înflorită, grădina misterelor, cartea celestă, câmpul, câmpul sacru, valul profund, șuvoiul de cinabru, izvoarele, ușa prețioasă, ușa vieții. Animate de același elan, inspirate de aceeași uimire, artele chinezești, stampe, mătăsuri, porțelanuri, sculpturi, fac și ele apel la elementele naturii pentru a reprezenta sexul feminin. Florile de prun, bujorul deschis și imortelele, piersica și ciupercile, norii groși și văile neguroase, se semnifică magnetic frumusețea, delicatețea și atracția pe care o exercită anatomia feminină. Popoarele Indiei nu doar au admirat, dar chiar au venerat sexul feminin. În lăcașurile de rugăciune, fidelii adorau literalmente vulva sfântă. Ea era reprezentată în maiostoasa sa realitate, în desene, ori sculpturi, sau simbolizată prin imagini și obiecte sacre, triunghiuri cu vârful în jos, flori de lotus, cochilii, pietre fisurate, toate foarte grăitoare. Trebuie spus că în Occident, scria Marguerite Yourcenar, dragostea nu a fost niciodată o plăcere sacră, ci fie un păcat, fie un sentiment. Iată de ce poarta către plăcere, sexul feminin, nu a fost niciodată adulată oficial în zona noastră geografică. Aruncând oprobiul asupra sexualității, biserica a împins-o în tenebrele conștiinței și în infernul bibliotecilor. A trece sexualitatea în inventarul rușinii a însemnat a o abandona vulgarității, când, în Europa, se vorbește despre sexualitate. Ne aflăm pe terenul expresiilor fără perdea, dacă nu cumva chiar al trivialității. Însă, frumusețea cărnii nu a fost niciodată cântată cu adevărat. Va veni o zi când bărbații vor binecuvânta mândra blăniță de pe culmea moviliței sau vor proslăvi părul colinei ondulate pe care își vor odihni fruntea ori pe care își vor lipi trupul. Sau vor cânta femeia și livada ei, fructul inundat de suc, pulpa plină de dorințe, despicată ca o piersică, mai zemoasă decât fructul de mango. Sau
vor lăuda pe treptele palatului mlădița rafinată, mugurle ardent, bobicul divin, sau o vor celebra, culegându-le florile, frunzile, potirele stacojii, corolele strălucitoare, petalele înroșite, pliurile și sinuozitățile carnin, festoanele și ornamentele în relief, tivurile și godeurile, pliurile, cutele, pensele, faldurile, mai secrete decât irișii, perfecte ca orhideele, sau vor glorifica roa care perlează, aversa care năpustește, izvorul care șiroiește și apa care se avântă în tironte, sclipind în roșul aprins, scânteind, care îi botează și le poartă noroc, care îi sfințește cu solemnitate și se vor prosterna, amețiți de sânge și de foc, contrar a ceea ce pretind unii misogini, grecii, clericii. Sexul femeii, când este curat și sănătos, este dotat cu arome eminamente agreabile și insidioase. Vom mai vorbi despre acest lucru în partea a treia. Da, într-o bună zi, eliberată de vechile tabuuri și anticele fobii, depășind recea lumină a științei, Occidentul va inventa o nouă transcendență a iubirii. Am afirmat deja suficient că femeia are o capacitate erotică deosebit de mare, mai ales în ceea ce privește dorința, și că această capacitate înfricoșează bărbații. A venit vremea să analizăm motivele acestei spaime, fiindcă ele sunt numeroase. Bărbatul se teme să nu se epuizeze și astfel să nu își mai poată exercita rolurile de șef de familie, șef de clan, șef de întreprindere, sau să nu-și mai poată duce la bun sfârșit munca, vânătoarea, cultivarea pământului, producția de orice fel, combaterea dușmanilor. Este adevărat că actul sexual este considerat epuizant de către mascul, mai ales că acesta este însoțit de fiecare dată de ejaculare. Toate tratatele de erotică ale vechei Chine, precum Tao Te Ching, scrisă cu 700 de ani înainte de Hristos, afirmau: sămânța bărbatului este tot ce are acesta mai prețios. Este izvorul sănătății și chiar al vieții sale. Orice pierdere îi diminuează vitalitatea. În secolul al VII-lea, Duplex confirma: prea frecventa emisie a seminței le poate tulbura sănătatea și le va scurta viața. Iar profesorul Seren, în 1865, adăuga: de fiecare dată când bărbatul consumă actul procreației, își dă o parte din viață. Bărbatul se teme că frecventarea femeilor îl va slăbi. În contact cu acestea, el devine mai tandru, mai sentimental, mai sensibil, mai senzual, ceea ce constituie tot atât de tare când trebuie să se lupte în jungla vieții. Însă, dacă stăm să ne gândim mai bine, bărbatului îi este frică să nu-și trezească propria feminitate, pentru mortificarea căreia a cheltuit atâta timp. Să descopere că, în fond, este încă tandru, sensibil și senzual, înseamnă să constate că poate fi fragil, vulnerabil, pașnic și, ce crozăvie, blând sau, mai rău, bleg. Există teama de a părea mai puțin viril, mai slab și deci mai expus la a fi bătut, dominat, spoliat, ucis de concurenți sau evenimente. Popoarele cele mai războinice au fost și cele mai neîncrezătoare în dragoste și cele mai aspre cu femeile. Ele se temeau că dragostea fizică are ca efect debilitatea, iar unii războinici practicau o anumită abstinență, așa cum fac astăzi unii sportivi pentru a rămâne în formă. Bărbatul învață să nu poată satisface nevoile senzuale ale lacomei de femei, că nu poate avea erecția care i-ar trebui la timp, atâta timp cât ar fi cazul și de câte ori are nevoie. Nimic nu este mai puțin ascultător și mai fragil decât erecția și, dacă numai de erecție ar fi nevoie, dar mai trebuie și să mângâi îndelung și rafinat, și să fii tandru, dar și războinic. Hai și prinde-te când să fii tandru și când sălbatic, așa că femeia, cel mai adesea, nu este satisfăcută, iar bărbatul
este pătruns de întrebarea: să nu fiu eu chiar bun de nimic? Dar și de neliniște, dacă se va duce la altul să o satisfacă. Drept pentru care se spetește pentru a-și obține brevetul de mascul viril, iar prețioasa-i spermă o șterge de la domiciliu. Penisul nu mai răspunde la comenzi. Epuizat, speriat, pătruns de simțul inferiorității, bărbatul nu se mai simte capabil să atace. Bărbatul se teme de orgasmul feminin, de această fervoare, de acest cânt, de aceste strigăte, de această superbă dezlănțuire, de acest extaz despre care se întreabă dacă este mistic ori demonic, minunat ori patologic, și dacă ea se va pierde în abis fără cale de întoarcere. Măcar copiii să nu fi auzit nimic, iar lui, măcar de i-ar fi rămas atâta putere încât să poată pregăti cina. Bărbatul este neliniștit de propria-i plăcere. Oare aceasta nu îl va preda cu arme și bagaje femeii? Dumnezeule, ce plăcere poate să aibă! Iată-l arzând în brațele femeii, iată-l prăbușindu-se în creuzetul trupului ei. Rău de aur și de sânge. Dintr-o dată, o erupție de plăcere îl ia pe sus, îl ridică, îl atrage, îl aruncă, îl pulverizează. Și iată-l, praf de lavă, între Sirius și Casiopeia. Din acel moment, nu va mai dori altceva decât să reînnoiască acea plăcere. Încă și încă, mereu și mereu, și să se supună femeii ca unui drog și să uite de datoriile și de treburile sale bărbătești. În sfârșit, bărbatul mai învață că poftele pe care femeile le trezesc în unii sau în alții sunt surse de rivalitate și de conflicte. Nu se supun ordinii publice și sociale, aruncă în aer cuplurile și provoacă ostilitatea între cetățeni. Adesea devalorizat, uneori înșelat, înmuiat, obosit, anxios, cum ați vrea ca bărbatul să se impună în fața femeii sale, a colaboratorilor, a dușmanilor, și să-și mai ducă la capăt viguros misia? Iar, dincolo de el, riscă să fie zguduită din temelii întreaga organizare patriarhală. Teama reîntoarcerii la matriarhat obsedează bărbatul, iar această teamă nu reprezintă ceva doar teoretic. Este vorba despre teama de a pierde autoritatea în familie, la birou, în uzină, la magazin. Teama de a pierde privilegiul salariului mai ridicat, al promovării prioritare. Teama de a pierde toate drepturile legale care îl avantajează. Într-un cuvânt, toate prerogativele, să decide asupra destinului său, să aibă partea leului, să fie servit, să îi se rezerve servicii, mai ales serviciile nobile, să fie plătit mai bine, să practice adulterul fără să fie lapidat, etc. Fiindcă, mai presus de orice, lucru de care bărbatul se teme cel mai mult este să își piardă puterea. Orice opresor trăiește cu groaza posibilității ca oprimații să se revolte într-o zi. Așa că trebuie vegheat ca nicio bucățică de autoritate să nu fie lăsată în mâna femeilor și să se cadă sub influența lor. Ori, sexualitatea și iubirea uită riscurile cele mai mari prin care te poți preda bunului plac al femeilor. Parcă vă și auzând răspunzând, toate acestea țin de trecut. Greșeală. Eliberarea femeii a reactualizat toate vechile spaime, mai ales spaima de sexualitatea feminină. Tot ceea ce împiedica activitatea sexuală a femeii s-a relaxat. Culpabilizarea prin păcat, opinia publică, reprobatoare, represiunea prin tribunale și teama de sarcină, îndepărtată prin contracepție și îndepărtarea ei voluntară. Mai mult, femeia are dreptul la plăcere. Sexologii au proclamat-o. Încă și mai mult, femeia poate dispune de viața și de corpul ei cum dorește. A decretat-o și legea. De exemplu, poate divorța. De acum, femeia are capacitatea de a-și dezvolta bogata ei sexualitate cu cine vrea și când vrea. Tot acum însă devine exagerată spaima masculină de epuizare, căci a face dragoste tot obositor este, iar munca, în această societate industrială și liberală, cere tot mai multă energie. Și tot atunci,
Teama de a nu putea satisface o femeie eliberată atinge punctul culminant. Să asiguri fericirea erotică a femeii rămâne pentru mulți o misiune dificilă, dacă nu imposibilă, fiindcă senzualitatea feminină este în egală măsură complexă și bogată și trebuie să-i cunoști tainele. Bărbații care se străduie să o reprime, în loc să o dezvolte, plătesc tribut secolelor de obscurantism. Îndrăgostitul trebuie așadar, cu orice preț, să își propulseze partenera pe piscurile plăcerii, fără de care el nu poate fi considerat bărbat. Lipsa de satisfacție a femeii face din bărbat o ființă castrată, nu doar sexual, dar și uman. Orgasmul femeii rămâne ultimul domeniu în care bărbatul se poate simți atotputernic, căci este clipa unică în care ea îl poate dori pur și simplu ca bărbat și nimic altceva. Frica de a nu fi la înălțime dezorientează bărbatul. Ce-i folosește bărbatului să poată debarca pe lună când, pe drumul de întoarcere, se întreabă cu spaimă dacă a ajuns acasă și să își poată satisface femeia? Sub această teamă sexuală se găsește, în realitate, eterna spaimă de a pierde puterea, pe care am denunțat-o deja, mai ales că au apărut amenințări mult mai directe. Femeia a început să ceară în mod oficial împărțirea autorității și a îndrăznit așa ceva, fiindcă pe parcursul a numai 3 generații, structurile patriarhale s-au ruinat, iar valorile masculine s-au măcinat. Femeia a câștigat, a cucerit libertatea și egalitatea. De acum, este o ființă și un cetățean cu normă întreagă, având aceeași valoare și aceleași drepturi ca și bărbatul. În societate, femeia are dreptul să participe la managementul acestuia. Pe plan familial, poate, ca și bărbatul, să își aleagă partenerul, să îl părăsească, să își stabilească domiciliul, să administreze probleme financiare. La serviciu, poate pretinde oricare dintre posturi. Câte drepturi câștigate de femeie, tot atâtea spaime suplimentare pentru bărbat. Să terminăm cu teama și cu războiul. În ceea ce privește teama masculină de sexualitatea femeii, vom vedea în partea a treia că nu are nicio rațiune de a fi și că femeia nu este o ființă nesătulă, care pune în pericol masculul și ordinea socială. În primul rând, capacitatea orgasmică nelimitată a femeii este o însușire, nu o obligație. Ceea ce este teoretic posibil nu trebuie și concretizat zi de zi. În al doilea rând, bărbatul, aplecându-se cu pasiunea asupra artei de a iubi, va ști să-și satisfacă partenera fără a se epuiza și fără a face performanță. Mângâierea pielii, mângâierea vaginului, mângâierea interioară și atâtea altele pe care le vom descrie sunt tot atâtea modalități de a aduce femeia de cât mai multe ori la extaz. În ceea ce privește lupta pentru putere, aceasta trebuie depășită. Sunt mii de ani de când bărbatul a luat puterea, grație circumstanțelor care i-au fost favorabile și împins de frica lui de femeie. Și a pus la punct puterea și a organizat supunerea femeii într-un ansamblu de instituții și reglementări civile și religioase. La începutul secolului al XX-lea, femeile s-au revoltat și au obținut împărțirea puterii. De atunci, ele sunt egale bărbatului și ca valoare umană și ca drepturi. Însă, dacă eliberarea animusului feminin constituie un progres, acesta nu este decât un progres parțial. Uneori, pentru societate, evenimentul este chiar un non-progres. Vreau să spun că femeile eliberate au o prea marcată tendință de a-și uita propria esență, imitând bărbații, setea lor de a domina, materialismul lor, lipsa lor de sensibilitate, agresivitatea. Astfel se perpetuează o civilizație despre care nu s-ar putea spune că a însemnat fericirea omenirii. În realitate, numai atunci vom avea un real progres al civilizației, când și femeia și bărbatul vor fi ființe complete, al căror animus și anima vor fi în mod armonios echilibrate. Iată că, de 30.000 de ani, valorile masculine domină lumea și suntem obligați să constatăm că unele civilizații pe care le-au inspirat sunt doar eșecuri.
Ele nu au reușit să armonizeze nici relațiile între femei și bărbați, nici între cetățeni sau între națiuni. Teama masculină, modul de a exista la masculin, războiul, tortura, exploatarea omului de către om, materialismul, afacerismul, distrugerea mamei Terra, sunt fructele acestor civilizații. Religiile pe care le-au inventat bărbații au fost deturnate de la sursa lor primară de inspirație pentru a deveni instrumente ale represiunii femeii și trupului. Mai rău, au fost pretextul de nenumărate asasinate. Doctrinele socioeconomice decretate de către bărbați, precum și capitalismul sau marxismul, au creat societăți în care nu a fost nicio plăcere să se trăiască. Până și știința, cucerire a erei masculine, care s-ar fi putut dovedi benefică, se întoarce mult prea des contra ființei umane. Fără progres etic, progresul tehnologic nu poate aduce fericirea umanității. Civilizația patriarhală a dat naștere unei lumi violente, crude, inumane, populată de frustrați, angoasanți, nevrozați, criminali. A condus umanitatea în punctul critic în care se află, la marginea unei catastrofe mondiale de ordin ecologic sau economic. Puterea masculină este incapabilă să construiască fericirea umanității. Falimentul ei este evident. Nu ne rămâne decât o singură șansă pentru a supraviețui și a inventa o lume mai bună. Să renunțăm la preponderența varietăților masculine și să le dezvoltăm pe cele feminine. Adevărata alternativă care ne este dată nu constă în a alege între liberalism sau socialism, ci între perpetuarea unei civilizații masochiste și sadomasochiste și inaugurarea unei societăți care va permite valorilor feminine să se exprime, o civilizație cu adevărat umană. A reda omenirii bogăția feminității nu înseamnă doar a-i oferi mijloacele unei noi ere, dar a-i asigura supraviețuirea. Oricum, epoca în care trăim este palpitantă. Este o epocă de tranziție între două lumi în care se nasc, sub ochii noștri, noua femeie și noul bărbat. Noua femeie se străduiește să dezvolte în ea polul masculin. Legislația și știința îi dau această posibilitate. Stăpână pe viața și pe corpul ei, femeia poate lua orice inițiativă, poate întreprinde orice acțiune, poate exercita orice meserie, își poate alege partenerul, își poate alege reședința, etc. Se străduiește să își investească energia în activități mai concrete, mai generoase, mai logice decât cele ale bărbaților de altădată și se întrebuințează pentru a găsi alte soluții problemelor umanității. Are grijă să își conserve polul feminin și specificitatea. Nu confundă egalitatea cu similitudinea. Obsedate de egalitarism și luând ca model de referință bărbatul, feministele au vrut o femeie asemănătoare lui. Falocrații au tolerat evoluția, căci asigura continuitatea valorilor masculine. Astfel, femeile au copiat bărbatul, adoptându-le ideologiile, modurile de organizare, activitățile, afaceri, războaie, etc. Componentul, agresivitate, cinism, grosolănie, fumat, etc., ba chiar și în mod caragios, felul de a se îmbrăca. Un asemenea mimetism nu a făcut altceva decât să perpetueze patriarhatul în tot ce are el mai nefast. Latura negativă a acestui comportament s-a văzut mai ales când femeile au deținut cele mai înalte responsabilități. Promovând o politică similară cu a bărbaților, nu au făcut nicicum să progreseze dragostea, dreptatea și pacea. Fără îndoială, interesate de sistemul masculin, nici nu puteau face altceva. Cele care au riscat să practice o politică novatoare, deschisă, generoasă, conciliantă, pacifistă, au fost rapid demise din funcții. Au rezistat numai cele care au practicat o politică strict conformă cu idealurile conducătorilor virili. Dacă femeile se vor comporta precum bărbații, nu vor schimba nimic. Nefiind ele însele, nici nu vor putea aduce nimic nou.
Lumea are nevoie de o altă viziune, de alte soluții, de un nou elan. Umanitatea are nevoie pentru a se reinventa de feminitate în tot ce are ea esențial. Din fericire, mulți bărbați s-au schimbat. Noul bărbat se străduiește să își dezvolte latura feminină. Eliberându-și afectivitatea, își dă dreptul să simtă din plan emoțiile și să le exprime natural, chiar și pe acelea de care îi este rușine. Teamă, tristețe, tandrețe. El știe că a fi tandru nu înseamnă nici moale, nici slab, că poate avea mușchi de oțel și gesturi de mătase, voință de fier și inimă de catifea. Noului bărbat îi place să dăruie și să primească tandrețe. Viața i s-a transformat, fiindcă tandrețea este antidotul stresului și contra greutatea agresiunilor care îi iau cu asalt simțurile și nervii. Viața omenirii se va schimba astfel, căci tandrețea atenuează agresivitatea și cruzimea, substanțele ființei umane, înconjurându-te de sistemul patriarhal în orașele sfâșiate, în care triumfă calașnicovurile și în jungla afacerilor în care domnesc fiarele. În fața barbariei renăscânde, noul bărbat știe că tandrețea este mai mult decât o utopie. Este o speranță, unică. Noul bărbat își dezvoltă în mod egal sensibilitatea și senzualitatea. Știe să își asculte vibrațiile trupului și să se bucure fără restricții. Este mai atent la plăcerile epidermei, mai receptiv la binefacerile aromelor, mai deschis virtuților coloristice. Pe scurt, mai deschis bucuriei simțurilor. În dragoste, înainte de orice altceva, este tandru, inventiv, plin de umor. Își ascultă cu atenție partenera și o înțelege cu adevărat. Este interesat de ceea ce ea dorește, gândește și simte. Vorbește, își spune păsurile și îndrăznește să ceară. Îi plac bucuriile dragostei, însă are dreptul să nu intre automat în erecție, să nu pătrundă vaginul în mod sistematic, să fie mângâiat și alintat. Își cultivă latura masculină în ceea ce aceasta are mai benefic. Agresivitatea o transformă în combativitate, pe care o pune în serviciul cauzelor nobile. Spiritul de dominare, într-o forță de caracter care permite înfruntarea dificultăților. Își va orienta setea de a întreprinde către țeluri meritorii și astfel virilitatea va redeveni sinonimă curajului, puterii, nobleții. Domeniile în care se pot exercita calitățile masculine rămân imense și capătă noi câmpuri de acțiune. Încercările vieții, activitatea profesională, practicarea sporturilor, lupta împotriva catastrofelor umane și a foametei, apărarea populației de delicvenți, criminali, nebuni și fanatici, ajutoarele umanitare, cucerirea adâncurilor marine, explorarea spațiului, salvarea mamei Terra, cer tot ce au bărbații mai bun, forța lipsită de cruzime sau, și mai bine, îndrăzneala împletită cu tandrețea. Dacă bărbații ar ști avantajele pe care le rezervă latura lor feminină, nu ar mai sta pe gânduri și ar lăsa-o să se exprime. Cultivată, senzualitatea lor le va oferi plăceri de nebănuit. Înflorind, sensibilitatea lor le va descoperi bucurii intense. Eliberată, tandrețea lor le va aduce o imensă fericire. Femeile, copiii, natura vor deveni adevărate mine de bucurie. Ar fi cel dintâi pas către o lume nouă, în care relațiile dintre indivizi ar înceta să mai fie demonstrații de forță, iar raportul cu natura nu ar mai fi unul de exploatare sălbatică. O lume în care va domni armonia între locuitori și în care va străluci o natură cu adevărat respectată. Pe noul bărbat, femeile și-l doresc din toată inima. M-au convins de acest lucru și îndelungele mele observații și sondajele de opinie publicate de presă. Femeile vor un bărbat adevărat, care să fie o fericită combinație de virilitate și sensibilitate. Ele înțeleg prin virilitate curajul moral și fizic,
forța psihică, sinceritatea, stăpânirea de sine, simțul măsurii. Chiar și intelectualele și femeile manager mărturisesc că au nevoie de umărul puternic al unui partener protectiv. Dacă acesta are și succes în propria lui activitate, cu atât mai bine. Cu condiția ca succesul să fie bazat pe calități omenești. Să fie astfel bărbatul condamnat la eroism? Nici vorbă, fiindcă femeile vor un bărbat autentic, cu adevărat el însuși, care însă lasă să îi se dezvolte și latura feminină, în care, cu propria lui sensibilitate, sentimentalitate și, de ce nu, cu propria-i vulnerabilitate și, dincolo de toate, care este tandru. Tandrețea este prima calitate dorită de către femei, primordială în pat. Dacă este să aleagă, femeile preferă bărbații care le pătrund cu blândețe, care știu să mângâie, mai degrabă decât cei orbiți de fervoarea sexuală. Femeile doresc ca bărbații să știe să le asculte și să facă eforturi de a le înțelege cu adevărat. Și mai doresc ca tot ei să aibă destulă imaginație și spirit pentru a schimba culoarea fiecărei zile. Alianța dintre noua femeie și noul bărbat vor transforma lumea. Între ei, schimburile sunt mai depline, mai bogate. Diferențele dintre ei, latura masculină, mereu preponderentă la bărbat, latura feminină, mereu susținută de femeie, îi atrag cu putere. Asemănările, la rândul lor, îi apropie, sporindu-le intimitatea. Lăsată să se desfășoare, latura feminină a bărbatului se acordă cu aceea a femeii și iată-i astfel comunicând și fuzionând. Întărită la rândul ei, latura masculină a femeii se mulează pe cea a bărbatului și iată-i înțelegându-se și colaborând. Cântec la patru mâini, cu acorduri multiplicabile la infinit. Jocuri orizontale, jocuri încrucișate, prin care le va fi mult mai ușor să se găsească, să se înțeleagă, să se reunească. Paul Solomon numește solar-lunar sau androgid acest model de cuplu născut din ieșirea la suprafața femeii dispărute și din împlinirea bărbatului, prin recunoașterea laturii sale feminine. Este cuplul celui de-al treilea mileniu. Acest nou cuplu este un factor de echilibru și de îmbogățire a personalității pentru fiecare dintre membrii săi. O garanție de armonie pentru societate, pentru coeziunea sa, dar și pentru exemplu de comunicare și de cooperare pe care îl oferă. Din acest moment, interacțiunile individ-cuplu-societate pot funcționa într-un sens favorabil umanității. Teama de a iubi. Odată cu angajarea senzuală și sentimentală, femeia, ca și bărbatul, pot resimți o anumită teamă, dacă nu cumva chiar teroare. Pentru bărbat, frica poate fi mai accentuată. Este vorba de teama ca sentimentele dezlănțuite în el de către femeie să nu îi aspire forțele, să nu îi consume timpul și să nu îl înghită ori să îl devoreze afectiv. Este și teama că dorința lui îi va aliena libertatea, că, odată subjugat, își va pierde capul. Odată dominat, se va lăsa dus de nas, pe scurt, că va deveni sclavul femeii, fiindcă plăcerea pe care ea o provoacă înseamnă posesiune absolută și deposedare totală. A fi al unei femei se traduce prin a nu-ți mai aparține. Pasiunea conduce la supunere. Acest tip de atașament prin voluptate, pe care l-am descris în termeni psihologici, poate fi analizat și pe un proces fiziologic, foarte constrângător. Este vorba despre o autentică dependență. Plăcerea provoacă secreția în creier a unor adevărate droguri, neurohormonii hedonici. Aceste substanțe antrenează o adevărată toxicomanie. În momentul în care plăcerea se întrerupe, nivelul endomorfinelor scade
și apare o stare de lipsă care constrânge individul să caute iarăși plăcerea pentru ca astfel aceasta să augmenteze din nou la nivelul inițial al drogurilor interne. Plăcerea reproduce nevoia de plăcere. Cam asta ar însemna să nu îți poți smulge femeia din tine. Și iată cum bărbatul pierde controlul propriului destin. În revolta manifestată de bărbați față de dragoste, se regăsește și teama fantasmatică de castrare. Chiar dacă bărbatul este adult, virilitatea lui nu este mai puțin la bunul plac al femeilor. De fiecare dată când va fi mai slăbit, va fi nevoit să se lase pe mâinile lor, îndrăgostit, va fi la cheremul iubirei, bolnav la cel al infirmierei, bătrân la cel al îngrijitoarelor. Teama infantilă de castrare se reactualizează pentru bărbat în multe ocazii. Firește, în relația sexuală, riscul este cel mai mare. În fața cavității vaginale, se va teme ca nu cumva penisul să îi fie definitiv înghițit. Confruntat cu apetitul sexual al femeii, va fi îngrozit că acesta îi va prelua prerogativele pentru totdeauna. Astfel de amenințări cu emascularea sunt, desigur, pure fantasme masculine. Și totuși, există cazuri în care femeia poate castra în mod deliberat bărbatul. De exemplu, batjocorindu-i cavitățile virile, comentându-i depreciativ calitățile, disprețuindu-i atitudinile, mai ales ignorându-i penisul. Femeia poate ucide euul și sexul bărbatului. S-ar putea crede că bărbatul modern a depășit aceste spaime. Totuși, frica de dragoste este mai vie decât oricând. Să te predai iubirii? Să îți pierzi capul? Să îți alienezi libertatea? Să devii sclavul emoțiilor? Să gâfâi de dorință? Să te macine neliniștile? Să treci de la delir la disperare? Nu mulțumesc! Să îți pierzi vremea? Să suferi așteptând? Să tânjești în absența-i? Să trăiești la bunul plac al unui surâs? Să te predai geloziei? Să te expui palpitațiilor, migrenelor, arsurilor stomacale, nopților albe, nici vorbă. Să riști să îți pierzi suflul, să fii slăbit, ridiculizat, ruinat, înșelat, trădat, abandonat, să suferi și să mori din dragoste. Ei, asta e. Pasiunea nu mai este ce a fost odată, la drept vorbind. Oare mai există? Ți-o mai tragi, mai treci prin pozițiile alea, 36, mai un orgasm, mai un concubinaj, te mai și căsătorești câteodată, coexiști, cel mai adesea, dar mai puțin simți dragostea aceea care se scria cu litere de șchioapă? Să fie lipsa de timp? Să nu te mai țină suflul? Prea multe temeri, să o iau înainte, cariera, banii, îngrijirea aparențelor. Oare în economia liberală, în materialismul copleșitor, chiar să nu mai fie loc pentru iubire? Pe femeie pare a o speria spaima de a fi abandonată, drept pentru care îi e frică să iubească de teamă să nu fie părăsită, ca și cum, pentru ea, dăruirea își conține părăsirea, ca și cum faptul de a câștiga iubirea ar suspenda-o în gol, expusă rănirii și condamnată la cădere. Mai bine atunci să nu trăiești așa ceva decât să te pierzi și să fii pierdută astfel. Teama de plăcere. Ați crede așa ceva? În pofida evoluției moravurilor, mulți oameni nu se simt deloc în largul lor, față în față cu plăcerea. Să îți asumi conștient faptul că faci dragoste în scopul de a naște plăcere poate pune probleme, mai ales în cadrul căsătoriei. Într-o aventură sau chiar în timpul logodnei, dorința și actul sexual pot fi ceva imprevizibil, care se întâmplă și te ia pe sus. Te lași purtat de val, nu e vorba de o decizie deliberată, nu ești responsabil și cu atât mai puțin vinovat.
În căsătorie, în schimb, sau într-o legătură de durată, disponibilitatea permanentă a partenerului, previzibilitatea a ceea ce va urma să se întâmple, te fac să fii mai conștient și mai responsabil de dorință și de satisfacție. Așadar, este vorba mai degrabă despre o decizie decât despre o inspirație accidentală. Deci, trebuie să privești în față sexualitatea și dincolo de aceasta și ceea ce este și înseamnă cel cea de lângă tine. Cel mai rău este când apar dificultățile sexuale și, în mod special, probleme de dorință. Constatarea lipsei de dorință ori a lipsei de plăcere și necesitatea de a analiza fenomenul și de a face exerciții pentru retrezirea dorinței și stimularea plăcerii presupun o conștiință mai rafinată a sexualității și o responsabilitate reală. Dacă prin cine știe ce unghi al conștiinței a rămas întipărită ideea că dragostea este murdară și demnă de represiune, simțul vinovăției și teama cărora aceasta le dă naștere vor alunga toate motivele pentru care am face analiza și exercițiile. Persoanele respectabile, care pe deasupra mai sunt și mame și tați, nu se pot deda unor asemenea practici deplasate. Nu mai suntem copii ca să ținem de asemenea prostii. Șmecheriile astea nu sunt deloc normale. E ridicol, etc. În realitate, fugim de răspundere. În teama de plăcere se pot sesiza și alte spaime, precum aceea de a nu fi părăsit și disprețuit. Într-o bună zi, teama de a nu părea infantil dacă ne lăsăm purtați de spontaneitate și bucurie. Teama de a nu fi luat sau luată drept un o desfrânat sau desfrânată dacă te lași pradă plăcerii. Teama de a părea ridicol sau urât când orgasmul te face să gemi, să strigi, să plângi, să te strâmbi. Teama de a părea că te predai când îți mângâi partenerul. Teama, în sfârșit, de a deveni dependent de plăcere și de cel sau cea care o produce. Bucurați-vă! Cum am mai spus, plăcerea este un fenomen natural. Natura ne-a prevăzut cu un sistem fiziologic al plăcerii și cu molecule hidonice, pe care așadar este legal să le utilizăm. În plus, a încărcat cu plăcere actele naturale. Mai mult, plăcerea, funcția ei metafizică, face suportabilă această viață și seamănă cu suferințe și spaime. Dacă prea înaltul ne-a prevăzut cu simțuri, nu credeți că a făcut-o ca să ne bucurăm de ele? În sfârșit, ca medic, vă pot asigura că plăcerea, prin neurohormonii care o însoțesc, este un foarte bun mijloc de a vă proteja sănătatea, fiind anxiolitică, scade anxietatea, timoleptică, stimulează starea de bine și combate depresia, analgezică, diminuează durerea, miorelaxantă, reduce contracțiile, psihostimulatoare, augmentează capacitatea intelectuală. Teama de intimitate. Intimitatea nu înseamnă doar să te refugiezi în brațele cuiva pentru a fi mângâiat, pentru a face dragoste, ori pentru a adormi. Nu înseamnă nici doar a-ți deschide inima pentru un schimb de sentimente. Intimitate înseamnă a lăsa pe celălalt să îți pătrundă în cea mai profundă zonă, în viața ta interioară. Înseamnă să îi te arăți așa cum ești, cu puterile și slăbiciunile tale, cu partea ta frumoasă, dar și cu aceea urâtă. Înseamnă să îți exprimi emoțiile, aspirațiile, temerile. Intimitate înseamnă a înceta să te mai strădui să pari altceva decât ceea ce ești, să disimulezi ceea ce crezi că este detestabil în tine. Înseamnă, deci, să îți asumi riscul de a nu fi înțeles, de a fi detestat, alungat, cum ne amenințau părinții, expus la a retrăi cele mai negre clipe ale copilăriei, riscul de a deschide unele răni sau de a ne provoca unele noi. Există persoane care adoră și caută intimitatea. Au nevoie de celălalt până la împletirea cu el. Acestea pot deveni cu totul exigente și, din acest motiv, foarte posesive. Ajung să întrebe necontenit la ce te gândești sau, în timpul actului sexual, ce simți.
dacă partenerul sau partenera e de același soi, va fi complet satisfăcut sau satisfăcută. Dar, dacă nu îi place modelul comportamental, ba chiar îl sau o sperie, va alunga posesorul sau posesoarea. Iar, împreună, unul va fi profund frustrat, iar celălalt enervat, dacă nu chiar terorizat. Fiindcă există și persoane pe care intimitatea le înspăimântă. Acestea se simt gâtuite, sufocate, când li se impune să stea prea mult alături de cineva. Pentru unele dintre ele, este vorba despre temperament. Au nevoie în mod natural de spațiu vital. Pentru altele, explicația este amprenta afecțiunii familiale. Orice apropiere amintește de această afecțiune. În familie, dorința este exclusă, pe când acum își face apariția. Asocierea apropiere-dorință naște o stare neplăcută. În sfârșit, pentru altele, teama de intimitate merge până la prima copilărie. Pentru a înțelege, trebuie să știm că relația mamă-copil constituie prototipul intimității și conferă aptitudinea de a te apropia de cineva. Dacă această relație nu a funcționat bine, se amortizează o personalitate inaptă pentru apropierea de cineva. Relația nu funcționează bine dacă mama este excesiv de apropiată, fiindcă aceasta generează fie frica de a nu o pierde, fie teama de incest. La fel se întâmplă și dacă mama este perturbatoare, depresivă, dominatoare, cu tendințe de abandon, etc., ceea ce determină lipsa de încredere în sine a copilului și o anumită incapacitate de a se dedica unei alte persoane. Cei care se tem de intimitate practică variante ale evitării, refugiul în muncă sau în sport, sabotarea relației, deschiderea unui conflict cu bună știință, etc., masturbarea, prin care diminuează dorința. Alții nu ezită să o rupă printr-un refuz dur, imediat ce se simt amenințați de o potențială investiție afectivă și pentru a se motiva, își îndreaptă atenția către defectele celuilalt, amplificându-le. Aceștia sau acestea vor trece toată viața din femeie în femeie, respectiv din bărbat în bărbat. Domesticiți-vă intimitatea. Cei care reclamă prea multă intimitate își indispun partenerul sau partenera să facă un pas înapoi. Să accepte că celălalt poate fi diferit și poate avea nevoie de spațiu vital și de liniște. Să luăm de exemplu relația sexuală. Firește că ea este, prin excelență, o împletire a ființelor, cea mai completă și cea mai densă, dar de ce să o strângem mai mult de atât? După alte toate, sunt atâtea modalități intime de a te împleti cu celălalt. În loc să vă plângeți de rezervele partenerului sau partenerei, întrebați-vă dacă nu cumva aveți o excesivă nevoie de apropiere, dacă sentimentul lipsei de protecție nu vă conduce la a cere mai multe dovezi liniștitoare. Atunci când partenerul sau partenera pare distant sau distantă, sau prea taciturn sau taciturnă, înainte de a dramatiza, de a gândi, de pildă, că nu te mai iubește, spuneți-vă că are și el sau ea dreptul la stările lui sau ale ei proaste, la griji și la probleme. În rest, dacă îl veți lăsa pe celălalt să fie ceea ce este, veți vedea că puteți obține o adevărată intimitate. Gândiți-vă la asta, prea multă intimitate ucide dorința, o anumită distanță o stimulează. Cei care se tem de intimitate să facă un pas înainte, le promit că nu se vor sufoca. Luați-vă puțin curaj în fața spaimei de intimitate și aveți încredere în dumneavoastră și în celălalt. Hai, săriți în apă! Dacă simțiți că merită osteneala, partenerul sau partenera va ști să vă înțeleagă, se va abține să vă judece, vă va accepta așa cum sunteți și vă va respecta. Și atunci veți simți că intimitatea înseamnă să renunți la traiul haihui pentru a ține pe cineva în brațe. Cu vorbe sau fără? Unii vorbesc mult și îl zic într-una pe te iubesc, ceea ce poate indispune partenerul sau partenera.
Este foarte adevărat că a vorbi prea mult poate ridica un perete de cuvinte care taie intimitatea în două. Schimb fals între cei doi. Pălăvrăgeala este mai rea decât tăcerea. Cât despre te iubescul repetat, acesta riscă să își piardă puterea, mai ales că, adesea, constituie doar o cerere deghizată de reasigurare afectivă. Ne putem chiar întreba dacă vorba lungă nu maschează teama de intimitate. Există și varianta inversă. Persoane complet taciturne care nu spun niciodată te iubesc, fiindcă nu sunt locvace de la natură și fiindcă își exprimă altfel dragostea, de exemplu, prin comportamentul de zi cu zi. Este bine ca fiecare să facă efortul de a se adapta partenerului sau partenerei, fără a se lepăda de propria fire. Intimitatea este făcută și din lungi schimburi de cuvinte și din lungi schimburi de tăceri.